Peste 130 de sportivi cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani, reprezentând 10 cluburi din zona de vest a țării, s-au întrecut la finalul săptămânii trecute la Oradea, în cadrul Campionatului Național de Karate Tradițional pentru copiii zona Ardeal, organizat de Federația Română de Karate Tradițional. Tinerii karateca legitimați la ACS Ronin Deva au reprezentat cu cinste județul Hunedoara, urcând pe podium. Competiția a inclus probe de kata și kumite, județul Hunedoara fiind reprezentat de 5 sportivi legitimați la Asociația Club Sportiv Ronin din Deva, antrenați de sensei Mircea Popa, maestru emerit al sportului, centura neagră 6 dan la karate tradițional. La finalul competiției, toți cei 5 sportivi din Deva au urcat pe podiumul concursului, ocupând locuri fruntașe. Astfel, Marcos Ilias Băican a ocupat locul întâi la kumite individual, Mihai Ioan Stan a ocupat locul întâi la kumite individual și locul 3 la kata individual, Sorin Drăgan locul 3 la probele de kata și kumite individual, iar Tudor Isvan a ocupat locul 4 la kata pe echipe alături de Ianis Adrian Fodor și Sorin Drăgan. Tinerii karateca vor continua să se antreneze în vederea participării la finala Campionatului Național de Karate Tradițional pentru Copii, care va avea loc la București în luna aprilie.